Abia aștept să-i văd reacția. Slavi. Salutare tuturor și bine v-am găsit, fraților, la un nou clip de această dată. Oameni buni, din câte puteți vedea, suntem alături de Mihai. Salut, băieți. El este colegul meu, al cărui telefon a suferit din vina mea. Mihai, iar arată acolo la web. Da, băieți, ăsta este telefonul, nu este folie de sticlă, da, cum a scris foarte mulți. Și de această dată, băieți, Mihai a venit la mine și a zis: băi, Robi, dacă m-ai bătut, o fi din cauza calculatorului, că eu oricum joc slab. Și a zis: băi, pot să încerc și eu să mă joc. Mihai joacă de pe controller și l-am lăsat acolo și a făcut setări tot ce a trebuit. Și acum hai să vedem ce o să facă Mihai în meci, oameni buni. Dar înainte, nu uitați să văzați acolo butonajul de like și de subscribe. Follow pe Instagram la 1robinet1 și cum ești pe Insta? Mihai 19. Codulețul meu pe itemshop dacă vă place ceea ce fac. Și oameni buni, join pe camera de Discord pe care aveți întotdeauna în descriere, plus niște sugestii în secțiunea de comentarii cu ce clipuri ați vrea noi să mai facem pe canal. Și de asemenea share prietenilor voștri. Vă las să vedeți ce va face Mihai. Vizionare plăcută. Nu vă uite, asta se duce pe insulă. Slabule. Deci încoa. Bă, păi nu te duci în fel, mă, de acolo la locație. Eu știu ce la apă not. Ce prost e, wow. L-a scăldat. I believe I can fly. I believe I can touch the sky. Nu-i mai rapidă, mama, al tău e Mihaiță. Hai Mihaița, am încredere în tine, băi, poți să câștigi. Băieți, dacă nu v-ați uitat, aveți link în descriere. El este colegul a cărui telefon a fost spart din vina mea la 1 vs 1. Ce părere ai, Mihaiță? Da. Bă, ușor, doamne. Ok, da. Nu-i mai pasă, băieți, de telefonul ăsta, așa că... Nu-i mai pasă de telefonul ăsta, băieți, așa că... Băieți, dacă apăsați acolo butonașul de like, un like, un telefon nou pentru Mihaiță. Și Mihaiță, ia aici un kill foarte frumos. Felicitări, Mihaiță, felicitări. Știu, am văzut. Aia, ăsta-i nubul ăla de la mormărit. Da, de s-a aruncat acolo în apă. Hai Mihaiță, am încredere în tine că poți să dai azi un win pentru comunitatea mea. Să vedeți, băieți, exact cum joacă Mihaiță în meciuri. Măi, eu am încredere mare în Mihaiță, băieți, pentru că e top rău, muhâț. Aute-l. Nu dai cu el. Ai o comunitate foarte șmecheră. Ai văzut ce suport am primit la clipul în care ți-ai spart telefonul? Sunt șmecheră, mă, băieți. Băieți, ați primit laude de către Mihaiță, foarte, foarte drăguț. Vezi cum ce la știri, o să vedem un tânăr care a fost înjunghiat din cauza jocurilor video. O, da, asta a lăsat cineva în comentarii și chiar a fost o știre de genul și s-a potrivit perfect cu clipul pe care eu l-am pus. Adică am pus ceva pe comunitate. Era și mi-a scris cineva că un om sau un tânăr a fost înjunghiat din cauza clipurilor video. Jocurilor video. S-a potrivit perfect. Deci hai să vedem ce are Mihaiță. Are un pump, are un SMG, are un mini și are 3 grenade. Și era un are aici. Și era și un are pe aici, nu știu, și nu l-am văzut. Păi îți pică din ce sulă ăla are, frate, îți pică Skarmov. Pică. Bă, se pune cascar? E bine atunci. Mamă, ce scheme, combinații de astea, eu nu știu, băieți, efectiv, eu nu știu să mă joc. Mihaiță se joacă de pe controller, băieți. Pe controller te distrug oricum. Da. Altfel nu mă pun oricum. Pe controller, băieți. Băieți, vreți să vedeți un video cu 1 vs 1 cu mine de pe controller și Mihaiță de pe controller? Bineînțeles, între timp o să mai practic și eu puțin controllerul dacă vreți genul ăsta de clip. Așa că scrieți în secțiunea de comentarii, lăsați minutul și scrieți da sau nu. În funcție de răspunsul vostru o să fac sau nu o să fac un clip cu Mihaiță. Pe 500 de euro. 1 vs 1 pe 500 de euro. Mamă, băieți. Te întâlnești, Robi, nu mă interesează. Eu nu merg după 500 de euro, asta înseamnă că nu mai am 3-4 săptămâni. Bine, Mihaiță, challenge accepted. Ok. 1 vs 1, băieți. În funcție de comentariile voastre, pe 500 de euro. Ce să fac eu cu 500 de euro? Nu știu. Îmi iau telefon. Dar ce să fac eu cu 500 de euro? Păi, nu o să iai. Preseam. De ce? Păi să te bat. Nu. Nu e posibil. Hai că am luat și gânduri. O să-l bat. Ce? Mai este ceva?
Vorbeam și eu pe acolo cu microfonul. Ia dă tu niște edituri, Mihai, ți-ai arată, nu? Nu, 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 nu ne dai edituri. Bă, ghiozdanele, stai, le-am dat afară. Stai așa. Oameni, ce prost sunt, Mihaiță. Deci, băi, fiți atent. Cum Robi mi-a spart mie telefonul, după cum ați văzut, îi voi sparge și o tabletă. Dar o să fie o surpriză pentru el. Abia aștept să-i vă reacția. Gen, e un fel de răzbunare pentru el. Uita și tableta lui. Va fi, nu știu, bucăscal meu să fie. Doamne, le-a lăsat la ușă, bă, Mihai. Eu? Scuze. Ce? Le-a lăsat la ușă. Bă, proști, uite. Ușutele până am luat, scuze-le în mână. Mamă, că n-asă. Gata, bă, Mihai, le-am pus aici. Mamă, mână, că n-asă rău. Gata, hâț. Bă, băieți, scrieți acolo în secțiunea de comentarii iarăși minutul și vreau să vă pun o întrebare legată de iarnă. 1 la mână, vă place iarna? 2 la mână, la voi anins? Și 3 la mână, ce vă doriți voi de Crăciun, oameni buni? Mamă, bă, mă mănâncă nasul rău. O să întâmple ceva rău, înseamnă. Am eu bătaie, ce se poate întâmpla? A, nimic. Băi, de obicei așa se zice, băieți, când mă mănâncă nasul, vă las bătaie, dar nu e adevărat. Uite, ai un spectator, Mihaiță. Tot ăla a rămas. A, ăla pe care l-ai omorât? Cred că a dat red iap și poate... nu-i găsește meci. Da, de 20 de minute. Bă, nu știu, bă, mână, că n-a să râd. Ah, gata. Doamne. Păi am alergat, băieți, pe scări și am ieșit afară și la mine e polen și probabil sunt alergic sau ceva, nu știu. Bă, sper că nu sunt. Nu-mi place să am alergii la ceva. Pam, pam. Hei, să tu imediat ești din Slurpee. Ai și un kill. Bă, nu dai frate cu Mihăiță. L-am văzut pe unul aici. Păi și vrei să-l bați? Mhm. Bate-l. N-a păzea. Nu dai frate cu Mihăiță. Băi, băieți, deci Mihăiță nu o dă pe tachii, iată că are ochi Mihăiță de vultur. Și ei, mi-a uitat, mamă, două hituri de 20 de Mihăiță, 44 și mai player în stânga, vezi? Mhm. A, sau tot ăla e, de fapt. Gen, cum sunt cele. Da, da, n-am văzut, am uitat. Nu știu, te-ai mișcat mult prea repede pentru creierul meu. Doamne. Puțină liniște de concentrare, băieți, pentru că Mihaiță are nevoie. Ia că îl rașează ăla pe Mihaiță. Dă grenade aici, Mihaiță, furiosul. Se duce, bildează. Are materiale. Fiți atenți, băieți, ce-l bate Mihaiță pe grasul ăla. Hai, Mihaiță, am încredere în tine. Bă, a sărit dreapta. Mamă, nu am setările mele, știți, mă mișc greu așa. Mihaiță, te cam bate, frate. Altoie, vezi care e rocket launcher, să nu te dea jos. Ce-am zis? Hai, Mihaiță, că poți. Deasupra, îți dai edit. Nu îți edit. Slavi. Bă, ești prost. Mihai? Robi, nu mă interesează. Bă, ești prost, pe bune! Mihai, ești prost? Îmi pare rău. Bă, tu-ți bagi joc de mine, ai... Bă, ești terminat. Nu mă interesează, frate. Tu mi-ai spart telefonul, uite cum e. Hai să facem o comparație. Dar tu ți l-ai spart! N-am văzut că era aici. Hai, e doar o sărăcie de tabletă, Robi. Da, da, citeam comentariile de pe ea, bă, ești prost. Măcar mai funcționează. Nu știu. Bă, ești, deci, mă jur, ești ratat. Băieți, nu vă jucați cu Mihai, uitați ce mi-a făcut. Păi, e finalul ăsta. Măcar mi-ai dat clip, dar așa ca fapt divers. Uitați, băieți, ce mi-a făcut Mihai, stai așa să văd acțiune. Bă, Mihai, ești ratat. Te pup, bro. Te pup. Bă, tu mi-ai dat, oricum mi-ai dat clip, facem clip, dar bă, ești prost rău, uite. O mai pornește? Păi, deci... Bă, nu, s-a, efectiv s-a oprit. N-a fost intenționat, gen. No, pf. Toți dăm cu pumnii în tablete, așa-i? Băieți, karma lovește din nou, gen. Nu mai pornește, Mihăiță. Oricum era un joc de tabletă, dar așa ca fac diverse de pe asta, citeam comentariile. Nu mă interesează, ai... Vine Moș Crăciun și ți-al.
Bă, deci mai stricat ziua, să-mi bag piciorul. Băieți, Robi. Mi-ai tumor. Doamne, bă, de ce râzi? Ai spus că te mănâncă nasul. Păi mă mănâncă, dar asta înseamnă că mi-au bătaie, nu că-mi spargi tableta. Băi, efectiv, Mihai a dat cu capul în tabletă. Mihai e cel mai rău om posibil. S-a răzbunat, băieți, pe mine pentru ceea ce n-am făcut. Nene, mi-ai spart tableta, stai așa, că iar zice lumea că e folie de sticlă. Măcar să... Dacă tu mi-ai spart tableta, să și dovedim. Da, și la mine, stai, și la mine. Da, așa, nu știu, se vede. Nu-i folie de sticlă, nici la Mihai, băieți. E. Hai că e folie de sticlă. De ce ai pus-o aici? Păi, nu folosești mousepad-ul, like, aveai mâna pe controller jos. Și știi că eu bat aici așa. Da. Deci e doar o sărăcie de tabletă. Păi e o sărăcie, dar citeam comentariile de pe live-uri. Băieți, gata live-urile. Robi, îmi pare rău, dar nu facem prea. Facem că găsesc eu, dar... Da, îți pare rău, dar nu prea, mulțumesc. Mai... Dacă te-am supărat, eu te iert. Și acum... Bă... Hai. Băieți! Totuși, hai să mai dăm un meci, să mă mai încălzesc. Ok, dai, dar fără filmare, că mie mi-e frică ce se întâmplă, o să iau tableta de acolo, băieți. Știți că a fost vorba că un like cu un telefon nou? E bine, acum o să fie un like cu tabletă nouă, pentru că Mihăiță nu s-a putut abține, băieți, și... Asta o să vă întâmplă. Ba da. Ban. Nu-ți iau tabletă, frate. Bă, nu mi-e, o să-mi iau eu, dar ca fapt divers, băieți, un like, o tabletă nouă, nu știu, Mihăiță, te urăsc. A, e acum, e doar o sărăție de tabletă, ce făceai pe ea? Citeam comentarii, pe live-uri. A, scăpți tabletă, faină. Zici tu? Bă, nu înțeleg cum poți să fii atât de calm și atât de... Să se șoacă de pe OBS, băieți. Hai să... Oh my god. Dintr-un punct am spart și tableta aia. Băi, bă, băieți, nu știu. Asta a fost și cu filmarea de azi. Eu inițial voiam să vă arăt cum joacă Mihăiță de pe calculator și cum joacă de la mine, că a zis că, bă, dacă tot am terminat liceul puțin mai devreme, hai să mergem la tine să ne jucăm, știi? Și a zis, bă, oricum v-am anunțat aseară pe Insta Story că, nu, acum două seri, cred, pe Insta Story că facem live. Și mi-am pregătit aici tabletă, pentru că n-am vrut să-mi conectez al doilea monitor. Și am zis, bă, hai că fac de pe tabletă, că e totul mult mai ok. Și ghici și am pus tableta acolo, mi-a spart-o Mihăiță. Las că o să conectăm al doilea monitor pentru live, o să cumpăr eu altă tabletă ca să pot să citesc comentariile. Mihăiță, ce părere ai de ce ai făcut azi? E un lucru foarte bun. Eu mă bucur. Uite-te acolo măcar că... Da, e băieți. Eu cred că... Merita, mă. S-a terminat. Da. Uitați cum arată telefonul meu, adică... Like, mă omoară ăsta și spar tot. Bă, stai mă ușor. Deci băieți, fiți atenți. Butonașul de like, subscribe, follow pe Instagram, join pe camera Discord și codul ăsta cu dacă vreți să mă ajutați să stau și așa cum. Și că mă mai doare degetul de ieri, când am dat scroll așa și mi-a intrat. Nu știu cum s-a făcut, s-a întinețit așa. Aiurea, băi, Mihiță, eu n-am ce să fac. Nu, dar era carioca ascuțită, scuze. Da, păi bă, băieți, cum am zis mai devreme, cam atât cu clipul. Nu uitați, like, com, share, subscribe, codul pe item shop, follow pe Instagram și Discord în descriere. Eu v-am lăsat, Mihăiță v-a lăsat, Mihăiță îmi cumpăr altă tabletă, de fapt o să-mi cumpăr eu. Corect. Ciao! Ciao, frate!